Mă cheamă Deconiesc Cosmin Ilarion. Am 4 ani. Lângă că moștenește numele, eu nu, m-am spus că asemănare, are examen la cap cu mine, la păr, la naravuri, obrazne și otios ca și mine când eram mic. Vine la mine, prima dată, eu îl întreb cine iubește mai mult, îmi spune cum mă tata, tu că... Și se cere să-l las să urci în tractor, să pornească. De ce te-ai băgat aici, nu? La șans. Păi, ce mă răvești, ce-i fie apă? Ce-i fie apă? El e mă să-l la șans, corăț. El de jos șlavii și merge și e cizmele și să vie la, și el la apă. Și tare iracită și așa nu l-am lăsat. Da, am el avea o jucărie, zice, bibelușul. Și-o pun în bibelușul, zice, pun. Zice, bunică, aici e meu bebeluș, dar eu sunt al tău bebeluș. Numai bebelușul e foarte bolnav. Mă dă la bebelușul. El stă cu bunicul și cu mine și facem, punem povești, capra cu trienți și punguța cu doi bani. E, și mai povești născocite, cum să mergem noi la câmp amândoi și cum să greblăm și să venim acasă. Lumea se întreabă de unde veniți. Noi am fost amândoi la treabă, la strâns fân. Și el face, hai mai mamucă, mai spune niodată povestea ce cu fânul. Nu se prea joacă așa cu copiii, el mai mult cu, în casă, cu muzica, cu, la televizor nu se uită. El nu dă drumul la televizor cât e singur în casă. El ascultă muzică, bate doba singur, văd alți copii aici, am vecini. Dacă îi lasă dimineața până seara la desene animate, e acolo, stau eu, nu. Nu iubește, nu. La televizor atâta, dacă este muzică populară, se uită, dacă nu, nu se uită. Fanfara e foarte bună, eu o regretat de mult. Eu sunt din 44 născut, la anul 1960 a început să cânt. Și eu, unul și altul, am selecționat, unul și altul și altul. Da? Hai!
ți-o spus, aici stai ca pe față. În 60, în fiecare a fost strânsuri, cum zici la noi, ptoloc. Totdeauna eu am fost și eu din favară și am fost tot de neamțului ptos. Despre fanfar, vă spune, a luat ființă înainte de anul 1960, iar echipa de dansatori, formată din copii de la școala generală și de la liceu, s-a format din anul 2000. Astfel, adunând fanfara și formația de dansuri, am reușit și am format renuitul, zic eu, ansamblu Trandafiru. Picioare printre noi, știți ca băieții. Au avut înclinația asta și are chiar înclinația și la altele instrumente, după cum se vede. Are măsura în cap, a prins bine, la vârsta lui e ceva care rar se întâmplă. Ritmul are în sânge, urechea e bună, îl mai el din spate, îl mai ați văzut, îl mai ajut, că el se gândește, e un copil de tot și mic și mai mult se gândește, ați văzut, se uită în sus, se uită, na, ca copii. Cum să vă spun, câteodată îmi dau lacrimi, nu știu mai pot cânta, dar asta e.
da 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 da